29 TVC 21. Domnule președinte, ați anunțat anterior că pe 9 mai, ziua Victoriei, veți merge la Moscova. Posibil. Că examinez așa posibilitate. Întrebarea respectivă este, cine va merge în fruntea coloanei PSRM în timpul marșului comemorativ și dacă totuși socialiștii vor iniția propriul marș? Înțeleg contextul acestei întrebări. Pe parcursul ultimilor ani, în premieră, 3 ani în urmă, dacă nu mă greșesc, eu am ieșit cu inițiativa că să fie organizat un marș comun, fără drapele de partid, pentru că aceasta este o sărbătoare a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Ce vor face socialiștii anul acesta, eu nu știu, însă eu le voi sugera să facă front comun cu toți. Indiferent cine-s, e critică, nu-i critică, nu au, acum sunt careva probleme între partidele de stânga sau nu sunt. Ziua Victoriei este sărbătoare unică pentru toți. De ce eu cred că aici nu trebuie să fie coloane separate, ci trebuie să fie toți împreună și împreună cu majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, în Raioane, în Chișinău. Eu sper că acest mesaj o să ajungă la colegi, nu spun foștii colegi, la colegi, și o să fie luat în calcul. Dacă nu voi merge la Moscova, vom decide. Dacă într-adevăr va fi, și așa înțeleg că va fi o delegație mare și de veterani, nu au rămas mulți veterani, 1500-2000, nu mai mulți. Dacă ei vor fi în starea fizică să meargă, atunci poate o să merg cu o delegație mare de veterani. Dacă permite formatul evenimentelor de la Moscova, probabil, posibil, voi merge împreună cu Garda de Onoare. Să vom lua de la Ministerul Apărării. Sper că până atunci va fi ministru. Profesionist, apropo. Nici profesionist, nici într-o funcție nu o să mai treacă, ca să fie foarte clar. Poftim!